Departamentul de Integritate al FMF a organizat un seminar de instruire antimită și anti-match fixing pentru Clubul Sportiv Real Succes. Scopul este unul singur, de a diminua riscurile și consecințele negative ale manipulării meciurilor și pariurilor ilegale. Departamentul de Integritate al Federației Moldovenești de Fotbal, reprezentat de Serghei Vasilache, a organizat un seminar de instruire antimită și anti-match fixing pentru Clubul Sportiv Real Succes. Scopul seminarului a fost de a informa reprezentanții clubului despre riscurile și consecințele negative ale manipulării meciurilor și pariurilor ilegale, precum și de a-i familiariza cu politica antimită a FMF și cu obligațiile și drepturile lor în acest domeniu. Fotbaliștii au fost îndrumați să înțeleagă obligațiile lor în lupta împotriva pariurilor ilegale și să-și cunoască drepturile conform regulamentelor interne ale Federației de Fotbal. Instruirea pentru cluburile sportive de fotbal este organizată periodic, conform planului Departamentului de Integritate al FMF.